open, I feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds of. Hey, bună tuturor, eu sunt Alisa și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube, Alisa Slime. Înainte de a începe acest videoclip, vă rog să intrați în descriere unde aveți social media-ul meu și canalele mele secundare. M-am gândit ca în acest videoclip să amestec din nou diferite tipuri de clay în slime și acesta va fi slime-ul. Este un slime simplu făcut cu aracet, apă și apă cu borax. Și să începem. Primul butter slime va fi făcut cu acest tip de clay sau plastilină moale. De culoare mov. Să nu uitați să-mi spuneți în comentarii care butter slime v-a plăcut cel mai mult și care clay. Mie, sincer, nu îmi place foarte mult acest tip de clay deoarece nu face slime-ul foarte butter, dar se întinde ca un butter slime. Și să trecem la următorul. Următorul tip de clay pe care îl voi testa este acesta. Este un clay galben pe care l-am cumpărat cu 2 lei. Acest tip de clay îmi place foarte mult. Mie îmi place foarte mult acest butter slime. Și să trecem la următorul tip de clay. Următorul tip de clay este acesta. Sincer, nu cred că am făcut vreodată butter slime verde cu clay verde. Deci să încercăm. Îmi place mult acest tip de clay, nu face slime-ul tare și îl face butter. Și să trecem la următorul tip de clay. Următorul tip de clay este unul roz și este mai tare decât celelalte. De aceea nu-l recomand, pentru că se amestecă mai greu. Un avantaj al acestui slime este faptul că face
niște slime swirl-uri frumoase, dar un dezavantaj este că este tare și face și slime-ul tare. Aceasta este o bucată de clay pe care n-am putut să o amestec pentru că este prea tare. Și acestea au fost slime-urile din acest videoclip. Iar acum voi răspunde la câteva întrebări frecvente din comentarii, adică voi face un mini Q&A. Prima întrebare este: câți ani ai? Am 16 ani, i-am împlinit pe 6 aprilie. Cu ce filmezi? Filmez cu telefonul meu, iPhone 6 Plus. Cu ce editezi? Cu iMovie, care este o aplicație pentru iOS. Câți bani câștigi din YouTube? Câștig aproximativ 50 de dolari pe lună. Îți faci singură unghiile? Da, unghiile mi le pun singură în gel. Sper că v-a plăcut și acest videoclip. Nu uitați de like, share și subscribe, iar noi ne revedem în următorul video. Pa!